topul celor mai sexy consiliere din guvern. Asta e pe prima pagină în Jurnalul Național, că oricum nu mai contează. L-am găsit în click o știre încă și mai teribilă. Una din ele, corect în românește, una dintre ele, dar mă rog, va fi sexy asistentă în trăzniții. Asta e tip. Ce asta e, bă, societatea în care ne învârtim. Deci aici sunt patru duduițe în picioarele goale, toate dezbrăcate, da? Au niște nume din astea ca în ziua de astăzi, Dane. Iolanda, Maria, Larisa, Ana Maria, Adela, pe toate, toate au câte două sau trei nume. E bine, astea ne vor conduce la un moment dat. Întrebarea că mai bine decât câinii maidanezi, dar bă, totuși parcă e prea de tot. Da, Jurnalul Național nu avea public țintă, publicul mai venerabil, să spunem așa? Ba da, dar au zis dacă toți s-au dus ăștia. Corect, am văzut... Fantastic, într-adevăr, sunt uluitoare. Bă, dar absolut goale de conținut. Absolut goale de conținut. N-ai ce să vorbești cu ele decât despre vreme și asta la timpul trecut. Dane, hai să ne vedem de ale noastre. Am văzut Astra Viitorul astăzi. Radu, eram curios dacă mai mișcă Viitorul, dacă n-a murit de tot. E bine, a pierdut cu 3-1, dar trebuie să spunem că la capătul unui meci în care parcă a făcut totuși o impresie cât de cât artistică. E adevărat, n-a ținut, nu i-au ținut bateriile pe cei de la Viitorul decât vreo 60 de minute, doar vreo 60 de minute, dar ăsta e un lucru bizar, pentru că te gândești că Viitorul este una dintre echipele cu cea mai mică medie de vârstă din campionat. Luptă să nu retrogradeze anul ăsta după ce Hagi a vândut cât a putut, nu știu dacă până la urmă e mulțumit, pentru că echipa nu va ajunge în play-off. În ritmul ăsta, îți reamintesc că mai are doar 3 meciuri și prima parte a campionatului s-a încheiat pentru ea. Astra, în schimb, a ajuns exact la palmaresul, la bilanțul stelei, de fapt. La palmares n-are cum să ajungă, la bilanțul stelei, are fix aceeași linie de clasament, inclusiv golurile marcate și primite, identice cu cele ale marelui Becali. Dar cum o fi asta, totuși? A lui Edi Iordănescu, pe care Gigi l-a dat afară odată la televizor, în direct, când meciul nu se terminase. Le spunea jurnalistelor, bă, viu poetii, l-a dat afară deja. Băi, oricum l-a adus de milă, că mie mi-e milă și de el și de Tasul. Nici Tasul nu e antrenor. Da, băi, mi-e el. De ce, Edi Iordănescu e antrenor? Hai, lăsați-mă. S-a dus acasă, l-a dat afară în direct. Încă mai erau 15 minute din meci, ăla nu știa. Hai să spun o chestie interesantă și ne grăbim de final, ne apropiem de final. Am văzut, poate e cunoscută, chestia eu abia acum, weekendul ăsta am văzut-o. Știi care e anagrama numelui Alibec? Da. Becali. Una dintre ele, evident. Interesant. Asta este un subiect de meditație. Perfect. Pe mâine, frate. Cele bune, Radu. Bună seara, prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Un pont pe zi. Sunt Dan Bâr, alături de mine este colegul și prietenul Sabin Pârvan. Salut, Sabin! Salut, Dane, salut, Părior! Iată, am avut o etapă nemaipomenită, Liga 1. Trebuie să te felicit și pe tine și întreaga echipă, pentru că ponturile pe Liga 1 au fost aproape în întregime corecte. Un singur meci ne-a încurcat, în rest, absolut toate celelalte corecte. Sabin, felicitări! Mai mult meritul vostru decât al meu de data asta. Nu, sunt specialistul pe Liga 1, dar aici nu ne ferim unul pe altul. Este foarte bine că reușim cu această Liga 1. Un campionat în continuare foarte urmărit și... Să știi, foarte predictibil. Da, păi asta mă mira și pe mine. Faptul că în ultima perioadă Liga 1 nu mai este o competiție chiar atât de greu de anticipat. Am mai depășit încă o chestie. Nu se mai acordă cartonașe galbene cu foarte, foarte mare ușurință, cum se întâmpla acum 2-3 sezoane, deci foarte, foarte apropiat. Și... Până la urmă, e și un pic de abilitate, Sabin, pentru că, uite, la Astra cu Viitorul, sincer, eu nu știam ce să pariez. Însă varianta propusă de redacție, ambele marchează, e una care, iată, a acoperit nemaipomenit și o cotă bună. Era 1,91, dacă mi-aduc eu bine aminte, sau 85. Și pentru cartonul acela special lui Masters de vineri seară, varianta propusă a fost 1X la Craiova, cel puțin 5,5 cartonașe galbene acordate și peste 7,5 cornere. O cotă combinată care a ieșit foarte tare. Și încă o cotă care a ieșit este Daum să fie concediat până pe 1 noiembrie și Cosmin Contra să fie antrenorul național. Ce cotă era, mai ții minte?
2,40 dacă nu mă înșel și 1,40 ca daun să rămână. Suntem în grafic și pentru o altă cotă mare, 4,50. Înainte de această etapă am obținut de la cei de la Winmasters o cotă foarte bună, 4,50, pentru varianta ca CFR Cluj să mai obțină cel puțin două lovituri de la 11 metri în următoarele patru etape. S-a disputat una dintre ele și, evident, contra Chiajnei CFR Cluj a câștigat 1-0 dintr-o lovitură de la 11 metri. Altfel, rezultate nemaipomenite, un singur meci ne-a dat bătăie de cap, cel între Poli Timișoara și Sepsi. O partidă încheiată, iată, 0-0, oarecum surprinzător, ne-a dat calculele peste cap. Restul, de sus până jos, toate ponturile pe Liga 1 au fost corecte. Cum stă Măre, Sabin? Pe Italia am avut o etapă foarte, foarte bună, doar un singur pronostic pierdut acolo. Napoli, Benevento, noi am mers pe varianta 3-4 goluri de meci, s-a dus Napoli în șase reușite. Am avut un procentaj interesant pe Franța, dar și în Premier League am avut iarăși două ponturi bune. Pe Watford, Manchester City, iată pe Manchester City care merge din ce în ce mai bine și în sfârșit pare singura echipă din Premier League care poate să țină ritmul cu Chelsea și mai ales cu Manchester United. Multe ponturi bune și din Germania și din La Liga unde am avut o etapă în care era cât pe ce să se întâmple ceea ce tu anticipai. Primul pas greșit intern al Barcelonei. Mai e timp, trebuie să urmărim. Asta e singur lucru care trebuie făcut cu Barcelona. În rest, prieteni, avem etapă intermediară, e nemaipomenit că așa, pentru că iată avem tolba plină, să spunem așa. Și, evident, multe ponturi pentru ziua de mâine. Începem cu meciul zilei Unibet, Schalke-Bayern München. Acum trebuie să vedem, Sabine, curajoșii care vor miza pe Schalke, pentru care 8-50 la victorie. Da, e un pariu interesant. Eu nu înțeleg această diferență imensă de cote. Ok, Bayern e favorită a meciului, este campioana în titră, are un superior valoric, dar Bayern totuși are câteva sincope, au arătat câteva carențe în acest sezon. Și un lucru important, Sabin, cel mai probabil 95%, 99% va lipsi Neuer. Uite, avem cotele pe micul ecran, 1.38 pentru 2 solist, adică victorie Bayern München, 4.80 pentru un rezultat de egalitate și 8.50, așa cum spuneam, pentru victoria formației gazde. Atenție, gazdă, atenție, partida se poate vedea și pe internet, știm că Bundesliga anul ăsta nu este transmisă la televizor, însă se poate vedea pe site-ul celor de la Unibet. Dincolo de cote, dincolo de o ofertă foarte, foarte bogată și foarte civilizată, ceea ce e mare lucru. Unibet oferă și posibilitatea asta de a vedea meciurile live. Vă faceți acolo cont și vedeți meciurile live. Cred că trebuie să aveți un bănuț în cont, gen un minim un leu sau ceva de genul ăsta, pentru a putea vedea meciurile. Însă, faptul că aveți bani în cont vă ajută pe durata întregului sezon. E bine, lipsește, vă spuneam, Manuel Neuer, portarul lui Bayern München și un jucător extrem de important până la urmă. În locul său intră Ulreich, un fotbalist care a jucat extrem de puțin, dacă nu mă înșel, în ultimii 2 ani de zile are vreo 7-8 prezențe. Da, o problemă în primul rând defensivă și o problemă care ne va ajuta în pariurile gândite de noi pentru această partidă, pentru că avem două idei pentru acest meci. Am mai scos și alte câteva variante de pariere, gol în ambele reprize pentru o cotă de 1,45. Lewandowski să deschidă scorul pentru o cotă de 3,20. Lewandowski are deja 5 goluri din primele 4 etape. Și X-Fauză 2 final, o cotă foarte bună, de asemenea 4,50. Îți spuneam de variantele noastre de pariuri și pe lângă absența lui portalului titular al celor de la Bayern, să reținem și faptul că Bayern a avut probleme cu Schalke chiar și în sezoanele în care Schalke nu s-a descurcat foarte bine. În campionatul trecut, de exemplu, la München, scorul a fost 1-1. Ok, nu a mai contat, pentru că Bayern a câștigat campionatul destul de relaxat, dar, în general, au fost probleme. Noi ne legăm de aceste absențe, ne legăm de acest istoric al partidelor directe, ne legăm de forma lui Schalke din acest sezon, pentru că am vorbit încă din premergător a Giunii că Schalke va fi o echipă mult mai puternică decât în sezonul anterior, iar pariurile indicate de noi sunt Schalke cu handicap asiatic plus 2 la o cotă de 1,42, deci dacă Bayern a câștigat totuși la exact două goluri diferență, miza ne-a fi returnată,
șabele marchează pentru o cotă de 1,73. Da, eu cred că e o pâine de mâncat cu acest Ulreich în poartă, în poarta lui Bayern München. Altfel, Schalke și Bayern München sunt la egalitate după patru etape, câte trei victorii și o înfrângere pentru cele două formații. Haideți să vă spun foarte rapid echipa lui Bayern München. Ulreich în poartă, într-un 4-2-3-1. Kimmich, Martinez, Hummels și Rafinha. În fața lor, mijlocași centrali, Tolisso și Alcantara. Apoi Coman, Müller și Ribéry, iar în atac Lewandowski. Arată bine Bayern München, nici n-are cum să nu arate cu toate numele astea. Problema că e ceva ce o rotiță sau mai multe rotițe care nu se învârt chiar așa cum trebuie. Vom vedea mâine ce se întâmplă. Pentru curajoși, acest 8-50 cam face cu ochiul. Atât despre meciul zilei Unibet. Prieteni, vă aștept și pe pagina noastră de Facebook, acolo unde de obicei în timpul emisiunii se strâng multe comentarii, oamenii discută între ei și avem o mică comunitate, să spunem așa. Vă invit și pe noastră să faceți parte din această comunitate, să ne trimiteți ponturi, să ne adresați întrebări, mai ales întrebări tehnice, să spunem așa, în timpul emisiunii vă putem răspunde. Și evident, pagina merită urmărită și în restul timpului când nu este emisiune. Trecem mai departe și vorbim despre o partidă din Liga 1, Sepsi Craiova. Craiova a făcut un meci bun cu Dinamo. Chiar dacă partida a fost presărată de incidente, ideile tactice clare ale oltenilor au fost la fel de vizibile ca și în precedentele etape de campionat și tocmai de aceasta, din acest motiv, formația oaspete în acest caz, Craiova, este favorită. Haideți să vedem cotele partidei. 1 solist, adică victorie a celor de la Sepsi, 4.35, egalul are cota 3.50, iar varianta câștigă Craiova are o cotă de 1.85, așa cum vă spuneam. Un joc foarte consistent al Craiovei. O mulțime de jucători care sunt dispuși să se implice. O disciplină care ajută foarte mult clubul și, până la urmă, toate aceste ingrediente par să o împingă pe Universitatea către clasare bună în acest sezon. Evident că va prinde play-off-ul, asta pare de la sine înțeles în acest moment. Felicitări lui Mangia pentru antrenorului, pentru munca pe care o reușește la Craiova și sperăm noi să nu apară sincope, pentru că avem nevoie de o echipă spectaculoasă cum este Craiova. Mai scos câteva variante pentru această întâlnire, pentru o cotă ceva mai micuță, dar cu un plus de măsură de siguranță, să spunem, 2 fără remiză, adică dacă se termină egal, primim bani înapoi, altfel noi pariem pe Craiova, 1.34. Normal, asta e o cotă pe care o evidențiem din ofertă, însă nu e una prea atractivă. Da, în caz că e cineva, varianta 2 fără remiză mai are o cotă mai bună decât varianta X2. Craiova plus 2 în cel puțin 2 goluri în repriza a doua, 4.60 și scor corect 1-2, cota 9.49. Crezi că poate marca Sepsi, Sabin? Da, să știi că după prestația la Iași, bine, nu a fost o prestație foarte, foarte bună, dar a fost o echipă care a știut să profite foarte bine de momentele în care a avut poarta în față, momentele în care puținele faze de poartă pe care le-a avut dispoziție a știut să le fructifice. E cam greu să marchez pe el, pentru că, într-adevăr, că tactic vorbind, doar CFR poate o depășește puțin pe Craiova, pentru că altfel Craiova, din acest punct de vedere, stă cel mai bine din Liga 1. Mie mi se pare că în startul de sezon cea mai consistentă din punctul ăsta de vedere a fost Craiova și nu CFR-ul. Exact. În plus are un argument solid pe faza de construcție și finalizare, accelerează fulminant, să spun, nicio altă echipă din Liga 1 nu reușește să fie atât de agresivă precum Craiova acolo în față. Asta a ajutat-o foarte mult și în partida cu Dinamo. Apropo, Craiova-Dinamo, deși în sfârșit prima repriză a fost mai șteasă pentru echipa gazdă, cred că a fost poate cel mai bun meci de la start. Trebuie să facem și o precizare, Sabin, apropo de repriza a doua, să nu uităm că s-a jucat 10-10, ceea ce înseamnă că terenul avea mai multe spații libere. Da, noi mergem pe varianta 2-0 în această partidă, pentru că e clar, Craiova este echipa
mult mai bună a partidei. Sepp a avut acea perioadă bună pe teren propriu din startul campionatului, foarte greu de învins, bine, în fața fanilor proprii, pe teren propriu, să spunem. Dar Craiova, cumva montată și de această remiză importantă și multe in extremis cu Dinamo, dar și de eșecul la CFR Cluj, primul din acest sezon, va încerca să spată puncte chiar pe toate trei în acest meci, pentru a rămâne acolo în spatele CFR-ului și al FCSB-ului. Corect. Dăm voie rapid, Sabin, să citesc câteva mesaje. Deja oamenii au intrat pe Facebook. Îi salut pe prietenii noștri și pe noi noștri prieteni de pe pagina de Facebook. Liviu Bățan, oltenii vor câștiga partida din Liga 1. Berto Diaconu, Craiova să câștige cu 3-0. Ce mai avem aici? Cosma Ioan Bobi, Craiova câștigă și marchează minimum 2 goluri, o cotă bună, zice el, 2-15, și într-adevăr îi dau dreptate. Un pariu care și mie mi se pare foarte, foarte bun. David cu Alexandru, Bayern, ambele marchează, Sepsi ambele marchează, iată, interesant. Ce mai avem aici? Schalke 1x, Craiova x2.